Bună seara sau bună dimineața, dragi români compatrioți de pretutindeni! Vă salută gazda dumneavoastră aici, cu stimă și respect, Patrick Matiș. Astăzi vom vorbi despre viitorul României, despre ce s-a întâmplat în țară în ultimul timp de când a început așa-numita pandemie, despre starea țării, a românilor, despre proiectul de țară, hrană, apă, energie și mai ales despre domnul dr. Călin Georgescu. Încep prin a spune că noi, românii, suntem foarte buni diagnosticeni, dar ne și văităm foarte mult. Mai nou ne văităm că ne bagă din toamnă înapoi la coteț. Ca atunci când în fermă animalelor găinile se vaită că porcul le bagă din nou la coteț, pentru că sunt indisciplinate și umple ferma de microbi. Dar când e vorba să facem ceva, mulți dăm bir cu fugiții. Ne văităm că țara este pierdută, clasa politică ne fură, că suntem sclavii multinaționalelor, însă nu facem nimic să ieșim din toate acestea. Doar ne uităm că suntem victime. Ne victimizăm. Mereu ne uităm către Occident și așteptăm să ne ajute alții, în loc să ne ajutăm noi pe noi înșine. Nu suntem responsabili, dar ne pasă doar de propriul nostru interes, de propriul nostru buzunar, de frigiderul propriu. Astăzi românii muncim în multinaționale și mare parte din salariu, dacă nu tot, îl dăm tot la multinaționale, unde facem cumpărături, la hipermarket, muluri, supermarket. Profitul este maxim pentru ei. Cred că am văzut cu toții ce se întâmplă de ceva timp în lume, asaltul asupra drepturilor și libertăților, dar și asupra suveranității oamenilor și națiunilor, care ne afectează și pe noi, gradul extrem de manipulare la care suntem supuși, dar și jaful continu asupra resurselor naturale ale tuturor țărilor. Nu în ultimul rând, vorbim și despre asaltul asupra sufletului românesc, asupra spiritualității și asupra bisericii ca și refugiu de spiritualitate. Nu mai încape îndoială că modelul globalist extrem de industrializat și centralizat a ieșit lamentabil. Clasa de mijloc aproape că nu mai există. Multe afaceri mici și mijlocii au fost atacate și amenințate cu dispariția pe motiv că sunt non-esențiale pe timp de pandemie. Se dorește centralizarea tuturor economiilor într-una singură, controlată doar de câțiva indivizi care dețin peste 98% din avuția lumii. Cu cât se permit mai multe astfel de crize, fie financiare, fie sanitare, fie politice, etc., cu atât avuția lumii este mai centralizată în mâinile a doar câțiva. Avem impresia că acesta este un viitor prosper al omenirii. De ce oare au ieșit la rampă, spunându-ne prin intermediul așa-numitului Forum Economic Mondial? că nu vom deține nimic și vom fi fericiți. Dar oare ce înseamnă venitul universal minim garantat? Se preconizează că peste 50% din populația globului va fi asistată social până în 2030, datorită automatizării locurilor de muncă prin intermediul așa zisei inteligenței artificiale. De ce vor să ne reducă demografic și să ne controleze într-totul? Acestea și încă și mai multe sunt întrebări care ne trezesc la realitate. Avem nevoie să ne întoarcem la natura noastră profund creștină. Avem nevoie de starea de spirit care deja s-a trezit, să continue să se trezească. Avem nevoie de proiectul de țară, hrană, apă, energie. Avem nevoie să-l punem în practică om cu om. Avem nevoie de un lider și acesta este domnul Călin Georgescu. Momentul de față singurul capabil să ne conducă împreună cu proiectul de țară, să ieșim din marasmul tuturor înșelăciunilor în care am intrat în ultimii 31 de ani. L-am descoperit pe domnul Călin Georgescu prin 2016-2017, în câteva interviuri în care a apărut și care au fost publicate pe internet. Apoi am urmărit diverse conferințe pe care le-a susținut prin țară și am înțeles că gândește ca și mine. Ba chiar este mai conștient de starea țării și a poporului român, de dezastrul lăsat de toți corupții oportuniști, care s-au perindat prin așa numita politică, noi permițându-le toate acestea prin faptul că i-am votat în număr mare de fiecare dată. Dar și de ceea ce se întâmplă în lume și spre ce se îndreaptă lumea care rămâne nepăsătoare. A avertizat despre noua ordine mondială și despre dispariția României dacă nu devenim responsabili și ne reluăm locul nostru în lume pledează pentru libertatea de conștiință, pentru suveranitatea omului și a ființei din om, pentru demnitatea, responsabilitatea și prosperitatea noastră a tuturor. Este omul potrivit la momentul potrivit. Însă avem nevoie ca fiecare dintre noi să ne unim în jurul dânsului, să-i facem cor, să mergem înainte cu steagul hrana apă energie. Mai departe cu toții, din preună, prin noi înșine. Suntem deja foarte mulți. Vom fi și mai mulți. Românii ne trezim din ce în ce, prin efectul bulgărelui de zăpadă. Am citit cartea Cumpăra în României și imediat am început să promovez online pe cât posibil proiectul de țară. Mai mult de atât am descoperit distributismul și am început să-l studiez. Iar după ceva timp am început să pun în practică exact primii pași despre care domnul Călin Georgescu ne vorbește în carte. Și anume, dacă vrem să susținem micul producător autohton, să ne cumpărăm măcar alimentele de la el, legume, fructe, etc. Și nu din supermarketurile sau hipermarketurile străine. Acum, de ce spunem că avem nevoie să ne întoarcem la natura noastră profund creștină? Ce legătură există între spiritualitatea reală și distributism? Există vreo legătură între spiritualitate și economie? Bineînțeles. Cum se spunea, Hristos ne învață să ne ajutăm aproape, nu-i așa? Dar actuala societate în care se spune că trăim este egocentrică. În primul rând e, un al doilea rând e, un al treilea rând, dacă se poate, tot eu. Mare parte din economia lumii este bazată pe egoism și lăcomie. De aici și tendința nesănătoasă de centralizare a tuturor capitalurilor, a tuturor resurselor. Se spune foarte clar că planeta Pământ poate să susțină chiar și 15 miliarde de oameni, dar nu și lăcomiile noastre, care sunt fără de sfârșit. De asemenea, Hristos ne învață cum să gândim, cum să simțim, cum să acționăm, cum să ne comportăm, cum să fim. Hristos ne vrea prosperi și înțelepți, nu săraci și proști. O economie hristică, o economie bazată pe om, nu o economie la scară industrială bazată pe profit, indiferent de consecințe, care este controlată și distribuie avuțiile după placul a câtorva. Aceasta este legătura directă, puntea de piatră. Noi trebuie să facem schimbarea, iar chemarea este spre interior, spre noi înșine ca prin noi înșine să prosperăm din preună. Cred că am trasat o esență a ceea ce trebuie să facem dacă vrem să mai existăm ca și națiune. Soluțiile vin din noi. Noi știm ce avem nevoie să facem. Mai trebuie doar să ne afirmăm românitatea. Am fost avertizați de domnul Călin Georgescu că dacă nu acționăm, dacă nu ne recuperăm pe noi înșine, dacă nu ne recuperăm țara, riscăm să dispărem în scurt timp. Deja, guvernul care ne administrează, cumpărat de forțe externe, are ca și agendă de lucru scoaterea la vânzarea pământului țării, ceea ce juridic și constituțional este o crimă, o trădare la nivel înalt și un atentat imens la siguranța națională. După ce ne-am datorat aproape irecuperabil și ne-au băgat în pragul falimentului. De ce așa? Pentru că suntem o țară asasinată economic. Puțin spun asta. Aproape că nu ne mai aparținem. Resursele naturale, bogățiile țării sunt aici, dar nu putem să ne bucurăm de ele. Credem că nu mai avem cu ce, așa credem. Călin Georgescu ne spune că poporul român a fost trecut prin sabie și că trebuie iubit ca să fie schimbat, nu schimbat ca să fie iubit. De altfel, acesta este motorul proiectului de țară, în ceea ce ne privește pe noi ca și neam. Nu se poate să disprețuiești pe cineva căruia nu-i cunoști trecutul sau crezi că îl cunoști. Ai nevoie să-l cunoști, însă nu pentru a-i găsi și exploata defectele, ci pentru a-i descoperi calitățile, virtuțile, valorile, blajinitatea, candoarea, îngăduința natural creștină pe care o are. Ceea ce pentru noi, Revista România Culturală, este un mod de a acționa și un motou prin care parafrazăm primul dicton al Evangheliei după Ioan. La început a fost valoarea. Ne concentrăm numai pe ceea ce este valoros la noi ca și popor, cu celulele sănătoase și conștiința ne mai putem vindeca și ridica. România este o țară globalistă astăzi. Nu mai este distributistă cum a fost în perioada interbelică. Prin legile criminale a privatizării 15 pe 1990 și a alinierii la Corporația Internațională 28 pe 1991, România și-a pierdut proprietatea și suveranitatea două acte total neconstituționale și permise de către legislația românească de peste 30 de ani. Nimeni nu a atacat aceste două infamii decât doctorul Constantin Cojocaru. Dumnezeu să-l odihnească prin Constituția Cetățenilor. Apoi, doctorul Călin Georgescu ne-a dat proiectul de țară pe care astăzi avem responsabilitatea să-l punem în practică pentru a putea contracara această sclavie legislativă. Călin Georgescu ne spune că avem o nișă care nu a fost și nu poate să fie acoperită de nicio altă țară din lume decât România, micul producător. Ne spune că prin micul producător cu cucerim lume. România are unul dintre cele mai bogate soluri din lume, cernoziumul ciocolativ, care este adevăratul aur negru al lumii și nu petrolul. Roșia germană, de exemplu, nu are aceeași calitate ca și Roșia românească. De asemenea, România mai are și multe ape pe un teritoriu atât de răstrâns. Că nici nu suntem Statele Unite, nici Canada, nici Rusia sau China ca dimensiune. Suntem o țărișoare dar grădina aici, Domnului aici, în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. De asemenea, putem produce energie sustenabilă din surse regenerabile. Avem inventatori dintre cei mai buni din lume, care au creat invenții în acest sens și care sunt recunoscuți la nivel mondial împreună cu invențiile lor. Avem tradiții milenare pe care le rămânesc mulți și cu care se identifică, iar noi avem responsabilitatea să le cultivăm, să le trăim, și acum ca să fim icoana lor. Pentru că noi suntem tradiția și tradiția românească milenară suntem noi. Sau cel puțin așa ar trebui să fim. Nu există tradiții fără oameni. Noi suntem purtătorilor. Toate acestea sunt bazele economice ale proiectului de țară, dar mai ales bazele spirituale. Avem nevoie de asemenea să ne întoarcem la legea naturală a Pământului, care a dăinuit de milenii prin Ius Valahorum, și care a fost dinainte de legile fanarioților, care ne-au subjugat prin tributurile lor și prin mutilarea stălbilor națiunii, școala, biserica și armata. Să fim mentorii generațiilor noastre viitoare este responsabilitatea noastră. Căci educația se face în căminul familial, mai departe trecând prin învățământul care ar trebui să fie vocațional. Să întindem aripile tinerilor noștri este necesar, că cei vor învăța să zboare prin exemplul nostru. Rețelele sau asocierile de mici producători vindecă lumea de impactul uriaș al industriilor la scară largă, ce exploatează nesustenabil toate resursele naturale ale lumii și poluează de câteva sute de ani. Nu suntem singuri care au avut sau au cooperative distributiste. Mai sunt și Italia, Spania, Franța, chiar și Statele Unite sau Brazilia, Micul producător poate să nu polueze, deoarece ajunge să descentralizeze și să distribuie corect resursele, în același timp reducând impactul asupra naturii până la zero. Vrem și putem să refolosim inteligent toate resursele, în așa fel încât natura nici măcar să nu simtă că îi folosim bogățiile pe care tot ea ni le-a dăruit. Dar începem cu ceea ce avem, cu noi înșine, autocunoscându-ne devenind conștienți de noi și de lumea înconjurătoare, practicând proiectul de țară care ne este steag astăzi, avându-l în frunte pe domnul Călin Georgescu, pe care îl vrem ca premier al țării. Și dând exemplu și altor popoare de demnitatea de a fi drepți și de a spune nu tuturor atacurilor globaliste, antiumane de atunci, acum și dintotdeauna. Proiectul de țară trece la nivelul următor. Față către față, om cu om, român cu român. Îl trăim și îl dăm și la export, dacă trebuie și o să trebuiască. Domnul Călin Georgescu este deja alături de noi. Acum suntem și noi alături de dânsul. A venit vremea să ne luăm țara înapoi. S-au format deja rețelele de profesioniști și adevărați patrioți. Nu mai e timp și vom lucra din preună mai aproape unul lângă altul. Nu mai e mult timp și redevenim România. Proiectul de țară cel mai mare al nostru este unirea. Așa să ne ajute Dumnezeu a consemnat pentru dumneavoastră al vostru Patrick Matiș.